În cadrul dialogurilor programate la Festivalul de Film de la Ceramus, Părintele Agapie, stabilit în localitatea Nusa din Grecia, a dialogat cu academicianul Leon Dănăilă. Renumitul neurochirurg a vorbit despre neuroplasticitatea creierului și cum omul poate trăi frumos până la adânci bătrâneți. Se spune că în viața noastră, de zi cu zi, noi dispunem de 7 factori dendritici, de 7 factori importanți care ne ajută la mărirea cunoștințelor noastre și la mărirea puterii noastre de cercetare a mediului înconjurător. Acești factori sunt următorii: exercițiile fizice, care sunt foarte importante și care la un adult trebuie să fie aproximativ de 30 de minute în fiecare zi. În afară de aceasta, în afara exercițiilor fizice pe care noi trebuie să le ducem, trebuie să dispunem de satisfacții și de succese în fiecare activitate pe care o ducem. Degeaba facem noi exerciții fizice, degeaba ducem o alimentație și un regim alimentar foarte corect, dar dacă nu avem succese și satisfacții în activitatea noastră, atunci nu obținem niciun rezultat. În afara acestor succese și satisfacții, noi trebuie să ținem cont și de starea de somn a individului respectiv. În creier se produc factori de degradare care trebuie eliminați și somnul este foarte important prin faptul că numai în somn se elimină acești factori de degradare, astfel încât somnul este foarte important. Și pentru un individ, somnul trebuie să fie de aproximativ în medie 6-7 ore, 24 de ore. În afara acestora, alimentația joacă un rol foarte important. La această întâlnire a fost prezent și Principele Nicolae, care a vorbit despre filmul documentar Războiul Regelui, care prezintă istoria adevărată a României moderne. Mă bucur să fiu aici și să prezint în fiecare an un film, un film istoric, un film legat de familie și un documentar, de fapt, despre istoria adevărată a României, România modernă. Fiindcă în acest an sărbătorim și reamintim de acum 80 de ani ce a făcut Regi Mihai, pe 23 august 1944, l-a arestat pe Mareșal Antonescu, care a creat începutul sfârșitului războiului mondial. La finalul dialogului cu neurochirurgul Leon Dănăilă, Părintele Agapie, absolvent al seminarului teologic de la Câmpul Lung, a susținut un mini-concert. Formes musiche, apera di dromi, clemenes matines, o nimios crisisi, hieram.